Bine v-am regăsit, sunt Teodora și vă aduc recomandările City pentru astăzi. Începând de azi și până pe data de 15 mai, cluburile Fabrica și B52 găzduiesc Altfest, singurul festival alternativ din România dedicat celor care cred în schimbare. Conceptul are la bază pasiunile comune ale persoanelor alternative, muzică, tatuaje, sporturi extreme, body piercing și graffiti. Participanții la festival se vor putea bucura de concerte ale unor artiști precum Vița de Vie, Coma sau Omuk Nom. De la ora 20 și până aproape de miezul nopții are loc Festivalul Luminii în Parcul Carol. Redescoperă frumusețea lucrurilor mărunte. Este motoul evenimentului denumit în mod simbolic Festivalul Luminii, un proiect cu tradiție al cercetașilor. Spectacolele de coreografie și demonstrațiile cu foc ale fachirilor vor asigura o atmosferă unică într-un cadru feeric. De la ora 22:30 pe scena Hard Rock Cafe urcă trupa The Band, compusă din muzicieni cu experiență în zone muzicale diferite. Formația are un repertoriu divers și o prezență scenică bine pusă la punct. Elementul cheie al show-urilor The Band este energia debordantă, iar plăcerea lor de a cânta se vede cu ochiul liber, artiștii transformând fiecare concert într-un adevărat spectacol. Acestea au fost recomandările City. Rămâneți cu YOLO pentru alte informații dedicate timpului liber. Distracție plăcută!